Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi m-am gândit să vă arăt câteva mărțișoare foarte frumoase pe care le găsiți mai ales la magazinul Midalex pentru cei care lucrează în piața presei libere. Știu că în acea zonă nu prea ai unde să găsești mărțișoare și de aceea vă spun că ar fi foarte bine să vizitați acest magazin în World Trade Center la Pullman acolo. Niște mărțișoare foarte frumoase, calitative, ieftine, vă invit să vă duceți acolo sau în magazinul de pe Calea Victoriei. Dar înainte de a trece la prezentarea mărțișoarelor, nu uitați de abonare, clopoțel și, dacă vă place, un like. Haideți să începem și începem cu acest mărțișor clasic, care se regăsește și în alte părți, dar acolo sunt foarte, foarte multe modele, foarte frumos. Mai ales dacă cunoașteți persoane din străinătate, un asemenea cadou merge perfect. Haideți să le punem aici să le și vedem. Următorul mărțișor este acesta. Uitați cât este de frumos. Este un fluture, da? Care poate fi pe urmă purtat și pe un lănțișor de argint sau de aur. Este foarte frumos. Este filigramat și se merită. Acolo găsiți mult mai multe figurine, flori, fluturi, vă duceți și le vedeți. Dar uitați cât este de frumos și util ca și cadou. Ok. Mărțișoarele pot veni și în aceste cutiuțe. Uitați cât este de frumos și se pot scoate. Iar în cutiuță avem broșă. Vă indic sau cel mai bine vă sugerez să luați asemenea tipuri de mărțișoare care pot fi purtate și apoi, adică pentru lănțișor un pandantiv sau aceste broșe foarte, foarte frumoase. Ok, punem și acest mărțișor aici. Continuăm, cum am spus, un mărțișor special este acest set care poate fi purtat acum primăvara mai ales, care constă într-un lănțișor cu pandantivul acesta și cu cercei. Da? Foarte frumos, uitați cât de frumoase sunt. Eu v-am arătat mult mai multe modele într-un haul în primele mele clipuri de pe acest canal. Vă invit să le vedeți. Deci acolo găsiți multe asemenea seturi. Se merită, vă spun. Sunt deosebite și sunt lucrate manual. Un alt mărțișor care mi-a plăcut extraordinar de mult este acesta. Sunt pe mai multe culori, pe mai multe fetițe. Este lucrat, după cum vedeți. Este un mărțișor pentru fetițe foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Ok, trecem mai departe. Un mărțișor deosebit este această broșă din SIDEF. Deci ea poate fi purtată ca și mărțișor acum, dar apoi poate fi purtată la un sacou sau la o eșarfă. Este foarte frumoasă și este destul de mare și deosebită. Ok, trecem mai departe. Tot o broșă, vă arăt și acum, tip AC. Cele mai utile broșe, după părerea mea. Dar aceasta este și cu o floricică roșie, merge perfect pentru această perioadă. Puteți opta și pentru o brățară, așa, foarte frumoasă, cu acest ochi de protecție, foarte frumoasă și purtabilă.
un alt mărțișor extraordinar, care poate fi purtat apoi ca și pandantiv, este această frunză. Haideți pe aceasta să o vă desfac, să vă arăt mai de aproape, pentru că este deosebită. Deci acesta este un pandantiv, dacă este. Așa are o culoare pe o parte și pe cealaltă parte are aceste reflexii. Foarte, foarte frumoasă, foarte bine lucrată și extraordinar de gingașă. Este un cadou super pentru o doamnă care apoi poate să o poarte la un lănțișor. Foarte frumos. Și vă spun, nu sunt scumpe. Alt mărțișor este acest mărțișor tip brățară cu această mingiuță sau biluță care este pictată manual. Foarte frumos, discret. O broșă, la fel de frumoasă și care îmi place extraordinar de mult mie, este această broșă tip bicicletă. Uitați cât este de frumoasă. Vă dați seama, la primăvară, la un sacou, cât de bine arată această broșă. Are și aceste pietricele și este lucrată foarte, foarte frumos. Și pentru tradiționaliști, această brățară din mărgeluțe, mie îmi place foarte mult. La magazin sunt diferite modele, mie mi-a plăcut aceasta, fiind cu roșu și cu alb și cea mai aproape de ca și culori de sărbătoare. Foarte frumos. Și ceva deosebit, care pe urmă poate fi purtată ca și brățară, este această brățărică din sticlă de milefiori. Uitați cât este de frumoasă. Știți, milefiori, acele bijuterii din sticlă, lucrate manual, cu diferite culori, se îmbină. Uitați cât este de frumoasă această brățară. Aici scrie că sunt făcute milefiori. Deci este și ștanțată și lucrată frumos. Sunt pe diferite culori. Mie mi-a plăcut aceasta cu roșu, dar sunt albastre, negre, verzi, maro, ce doriți voi, cu diferite aici cu desene diferite din sticlă, vi le recomand. Nu sunt scumpe și sunt deosebite. Acesta a fost micul meu haul cu mărțișoare. Sper că v-a fost de folos. Eu sper că da. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!